Copiii trebuie să fie o prioritate pentru România și pentru toate țările lumii. Este mesajul transmis de reprezentanta UNICEF în România la gala organizației. Nu au lipsit momente artistice ale copiilor susținuți de UNICEF și, firește, un recital emoționant semnat de ambasadorul organizației în România, Smiley. Gala UNICEF a reunit reprezentanții ai autorităților naționale, ai corpului diplomatic și beneficiari ai organizației. Sandy Blanchet, reprezentanta UNICEF în România, a vorbit despre progresele privind situația copiilor în România, dar și despre provocările din acest domeniu. We know that the situation of children in Romania is not perfect, and that's also why we are here tonight. There are more than 300,000 children in Romania who do not go to school at all. They never had a chance to go into a school and to see a teacher. And even those who go to school, they don't learn that much. We have international tests showing that nearly 40% of 15 years old are barely able to read and write and count. Gala a fost dedicată adolescenților la această vârstă delicată, dificilă. Ei sunt considerați copiii aproape invizibili, iar educația lor trebuie să fie o prioritate. Deși mandatul în România a ajuns la final, Sandy Blanchet a mărturisit că va continua colaborarea cu autoritățile române de la Bruxelles. As you, many of you know, I'm ending my mission here in Romania after 5 years. And so I would like to also say thank you tonight to all the people who are in this room and to all the people I've worked with. Some of them are not in this room. I've met incredible people in Romania. I've become a big fan of Romania, and I said if I were not working for UNICEF, I would work for the tourism ministry or something like this. Momentele speciale ale galei au avut ca protagoniști pe copiii din Bacău, acolo unde UNICEF desfășoară un proiect special. Grupurile de copii au cântat și au dansat, iar gala a culminat cu un moment emoționant. Smiley, ambasadorul UNICEF în România, a cântat alături de copii una dintre cele mai cunoscute piese ale sale. Vreau să cânt, să-mi se